La ora de istorie a avut loc un incident pe care l-am anunțat atât Poliției Municipiului Sebe și Inspectoratului Școlar. Au fost informați de conducerea școlii despre acest incident de la Liceul German din Sebe și mai întâi telefonic și apoi înscris. Asta este procedura noastră internă. Suntem mâhniți de-a dreptul pentru ceea ce s-a întâmplat în acea unitate de învățământ. De unde a pornit acest incident? Le-au fost aduse rezultatele testului inițial pe care elevii le-au contestat conform statutului elevului, au dreptul acesta, iar în urma acestor discuții a avut loc acest incident. Am fost informați că această comisie care există în fiecare unitate de învățământ, comisie de disciplină, va evalua și va cerceta acest incident și anume vis-a-vis de cadrul didactic care a avut acel comportament neagreat de noi și nesustinut. Nu se poate ca un cadru didactic să fie agresiv în fața elevilor sau cu elevii. Nu agream nicio agresivitate, nici fizică, nici verbală. Mama minorului a depus o plângere la Poliția Municipiului Sebeș. În cauza a fost înregistrat un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul infracțiunii de lovire sau alte violențe. Ați încercat să vorbiți cu domnul profesor după acest incident? Am încercat să luăm legătura cu el telefonic, dar nu a mai răspuns la apelurile noastre. Acel profesor de istorie de la clasa a 5-a a avut un comportament neadecvat, agresivitate verbală mai întâi cu acea elevă și apoi fizică. De când este profesor aici în școală? Din data de 14 septembrie. Adică o lună și un pic. Da.